Biserica Ortodoxă sărbătorește în fiecare an, pe 25 martie, Buna Vestire, zi în care, potrivit Scripturii, Arhanghelul Gavril o anunță pe Fecioara Maria că ea a fost aleasă să-i dea naștere lui Iisus Hristos. Hramul unei biserici este simbolul unității, al dragostei și al bunei înțelegeri între creștini, de aceea și biserica noastră în fiecare an, în această zi a hramului, a rânduit slujbe speciale prin care să bucure și să mângâie sufletul credincioșilor noștri. Duminică seara, în ajunul sărbătorii, pe data de 24 martie, la orele 17, ora 5 după amiază, va veni în al preasfințitul Părintele nostru Arhiepiscop Teodosie. Vom aduce Sfintele Moaște și vom săvârși o slujbă specială, după care vom săvârși o procesiune în orașul Năvodari. Această procesiune se va încheia din nou în biserica noastră, prin rugăciuni speciale pe care înalt preasfințitul le va săvârși pentru credincioșii prezenți. Slujbele de sâmbătă și duminică vor fi oficiate de înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți. În ziua de luni, ziua Bunei Vestiri, se va săvârși Sfânta Liturghie în cinstea hramului bisericii noastre, urmată de o agapă frățească, așa cum am obișnuit să facem în fiecare an. În tradiția populară, Buna Vestire este o sărbătoare cu multe semnificații. Ea se mai numește și Blagoveștenie sau Ziua Cucului. Astfel, pe 25 martie se spune că este obligatoriu să mâncăm pește și să evităm orice ceartă pentru a nu ne merge prost tot anul. În alte părți ale țării, oamenii obișnuiesc să stropească pomii cu țuică pentru a avea roade bogate sau să pună pe pragul casei pâine și sare pentru hrana îngerilor.